Acum filmează în compartimentul în care sunt ținute femelele din lotul de matcă, aparținând campionului național, domnul Enache Iosif din Slobozia. Foarte bine arată și astea femelele. Aveți fix la fix pe perechi? Da, am și... v-am chemat ca să scoatem câțiva porumbei în licitație să... Să echilibrați, da, echilibrați cumva, nu? Iată neagră aia cucă de acolo, da. E Lambrecht. Foarte frumos, într-adevăr. Da, mai e încă o cucă pe alb la fel, e de... care Lenin, tot așa, pe Vanden, Branden, porumbei actual. Luați, aia e luată de la Mițu. Luată cu Marius Andrei. Păi la pe negru? Da. Cuca de sus de acolo. Păsări deosebite și acolo, au domnul Mițu, da? Vasea, da, da. Vasea, da. Olimpic, da, da. Foarte bun porumbei. Am înțeles că sunt la Marius. Toți, da, și am înțeles la fel că... Da. I-a dat însuși, din dorința de a nu împrăștia, probabil, și de-i, de-i ține la un prieten. Păi și el, la fel, tot cu ajutorul lui Marius, a ajuns campion. Da. Și olimpic și așa mai departe. Da? Super bine arată. Da, sporumbei care vrem să, în continuare, să-i combinăm, să scoatem. Păstrați și perechi de matcă, la fel ca în anii precedenți, sau modificați nu, toate cuplurile? Nu, dacă se întâmplă să fie un... pui doi buni și confirmă ani diferiți, putem să ne întoarcem la origini, cum s-ar zice. Da. Dar... De regulă căutați ceva nou și da, ceva mai bun an de an, nu? Da. Păi, drept să vă spun, sunt porumbei ăștia, sunt foarte mult între ei băgați ăștia originali belgeni, joacă mult în în consanguinitate și dificil ca să-i bagi unii cu alții, da, așa. Și atunci te pierzi în detaliile astea de consanguinitate, încă... Nu poți să o controlezi. Încă la noi nu știu cine pot. Ei stau acolo, ăia, bătrânei ăia și își țin porumbeii de 20-30 de ani. Și atunci preferăm să-i băgăm în... În încrucișări? În încrucișări, da, cu alte linii, cu alți porumbei. Da, vă oferă și o, așa, o vitalitate mai mare. Consanguinitatea te lovește de nu te mai te scol de jos. Da. Da, exact, dacă nu știi să o mânuiești și să-ți oprești exemplarele cele mai reprezentative din punct de vedere genetic și fenotipic, da. E foarte greu. Te bucură faptul că e sângele care te interesează și... Da. Foarte bine arată, într-adevăr, îmi place. Da, au năpârlit cum trebuie. Au năpârlit fără discuții, da. Sunt numai bine de împerecheat. Da. De reprodus. Da, mai e puțin, ce să mai. S-a dus iarna. S-a dus iarna. Am avut noi iarna anul ăsta. Grea zăpadă, nu prea a fost, da. Să nu fie... Să nu se întoarcă cumva, nu? În da, lunile astea da, care urmează. În sezonul competițional, că da. Să fie vai și amar. Așa și e. Și nu se știe. Așa Doamne, e. Doamne, ne întoarce spatele. Așa e. Îmi place, sincere felicitări pentru modul cum l-am asistat. Doamne ajută, Doamne ajută. L-ați asistat aici pe domnul Enache? Da, da. O să rămână până la sfârșit, așa am zis. Da. Indiferent ce zic, dușmanii. Păi, dar ce să vă? Asta e realitate. Așa e. Da. Mii de mulțumiri încă o dată, domnul Costel. Cu multă plăcere, domnul Alexandru. Toate cele bune vă doresc. Numai bine.